Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre evenimentele care au loc în Superliga României. Au fost meciuri care au încheiat prima etapă din play-out. De asemenea, avem această situație cu Cosmin Matei, care a fost găsit dopat, fotbalist de la Șepși, și sigur se apropie și meciul echipei naționale. Vom discuta și despre aceste meciuri. Astăzi avem un invitat special în studio, este vorba de președintele celor de la Hermannstadt, Dani Coman. Salut, Dani, bine ai venit! Vă salut cu drag! Și de asemenea, alături de noi este în studio senior editorul de la ProSport, Daniel Nazare. Salut, Daniel! Bună seara! Avem o emisiune cu un Dani și un Daniel. Să începem cu Dani. Felicitări pentru felul în care ați început play-out-ul. A fost o victorie zdrobitoare cu Dinamo pentru Hermannstadt și ea spune că, având în vedere cât de bine a jucat Dinamo în ultima vreme, nu mi-aduc aminte de cineva care să-i fi pus așa la colț cum ați reușit voi în această etapă. Mulțumesc frumos. Problema este că Dinamo poate a jucat la fel, dar noi am jucat și mai bine. Și asta a făcut diferențierea la meciul respectiv. Eu chiar am fost mulțumit de modul cum s-au prezentat jucătorii, de modul cum au gestionat momentele jocului. Să nu uităm că înainte cu două săptămâni am avut meci la fel cu Dinamo, pe Arcul de Triumf, și am pierdut. Iar acum a fost un meci în care am dominat de la începutul meciului până la final. Chiar dacă scorul a fost 3-0, nu vreau să iau din merite nimănui. Am practicat un fotbal frumos, un fotbal ofensiv, iar pe partea defensivă băieții au gestionat momentele extraordinar de bine. Daniel, deja lumea vorbea că Dinamo ar putea spera, nu că acum n-ar mai putea, dar ar putea spera chiar la o salvare directă de la retrogradare, având în vedere cât de strâns este clasamentul încă în play-out. Dar iată, după această înfrângere, parcă un pic s-a mai dus din entuziasmul acesta. Cum o vezi pe Dinamo în această luptă pentru evitare? S-a mai dus din entuziasm, dar etapa asta, să știi că a ajutat-o totuși pe Dinamo, pentru că a pierdut puncte, dar Voluntariu n-a învins, a pierdut, Botoșanu a pierdut, Craiova a pierdut și practic toate echipele cu care era în luptă nu au reușit să distanțeze. Dinamo a avut și jocul bun, au venit și rezultatele, dar era inevitabil totuși în Campionatul României să joci 5-6 meciuri bine sau să aduci 5-6 rezultate bune, este foarte dificil. Dar Dinamo, din punctul meu de vedere, în momentul de față, este în trend, adică este în șansele de a evita retrogradarea. Se bate acolo, se poate întâmpla orice. Echipele sunt apropiate valoric în play-out, din punctul meu de vedere, și diferența poate o face... Nu arăta că ar fi apropiată valoric de Dinamo. Au avut și ei meciuri mai proaste, dar per total, sigur, că se trage linie, important. Tocmai ce a pierdut pe terenul lui Dinamo, nu, glumeam. Sigur că... Sunt de aceeași părere. Nivelul echipelor din play-out este relativ egal, poate doar momentele de joc fac diferența. Se poate întâmpla orice, adică orice echipă, indiferent de locul pe care îl ocupă în momentul de față, dacă va pierde două meciuri, va fi în zona retrogradării. Eu îmi doresc următorul meci pe care îl avem după această pauză a echipei naționale, îl vom avea la Voluntari. Îmi doresc să legăm 2-3 victorii pentru a ne securiza un loc, locul 7, locul 8, să trăim acest final de campionat fără emoții și să putem pregăti în liniște campionatul viitor. Dacă terminați pe 7-8, până la pregătirea campionatului viitor, ar fi vorba de niște baraje sau de cel puțin un baraj pentru The Conference League? În mod normal, da. Se joacă un meci de baraj, locul 7 cu 8, dar noi fiind acum, în timp ce puneam întrebarea, mi-am adus aminte. Nu putem juca, din păcate, dar este important să terminăm cât mai sus în clasament pentru fiecare jucător în parte, pentru club, pentru tot ceea ce înseamnă suflarea sibiană. Și din punct de vedere financiar înseamnă mult. Una e să termin pe locul 7, alta e să termin pe 10 sau 11. Și mai e ceva care nu e întâmplător. Dacă ne uităm la primele echipe clasate din play-out, sunt echipele care au antrenori, care și-au păstrat antrenorii și care sunt antrenori serioși. Hai să ne uităm la, evident, la Marius Măldărășanu, care este, cred că, cel mai vechi din prima ligă în funcție, da, și căruia i s-a dat credit. Mai vechi decât Gică Hagi. După Gică Hagi, la el noi, da. Dar uite-te, Măldărășanu, Sabou, Dorinel Munteanu, practic sunt primele echipe din play-out. Da. Și asta spune ceva. Da.
Când ați deveni din nou eligibil, să zicem, pentru astfel de obiective, precum participarea în cupele europene? Înainte cu vreo două săptămâni am avut o discuție cu patronii echipei și mi-au spus, Dani, dacă vom ajunge în play-off, în următoarea zi vom face demersurile necesare pentru a ieși din insolvență. Pentru noi și pentru societatea pe care o reprezint, aici mă refer la o întreagă societate, nu la, doar la club sau la echipa de seniori, important a fost ca echipa să aibă o stabilitate din toate punctele de vedere, atât pe plan fotbalistic, cât și financiar, să arătăm bine și să creștem organic, așa cum ne-am dorit. Să plecăm din Liga 2, să promovăm, să ne propunem un obiectiv normal, după care, de la fiecare an, să ne putem propune obiective mai îndrăznețe. Anul trecut, știți că a fost depunctarea aceea, deși eram foarte aproape de play-off, anul ăsta la fel. Am fost practic la un meci, câștigam meciul de la CFR Cluj, eram în play-off, se făcea clasamentul 1-3. Anul viitor, cu siguranță, ne vom propune să fim în play-off. Anul ăsta suntem angrenați și în cealaltă competiție, Cupa României. După cum știm cu toții, se va juca la Sibiu și ne dorim să jucăm finala la Sibiu. Spune-mi că am eu o curiozitate. La un moment dat, când ați intrat în insolvență, sigur nu erai tu atunci, datoriile clubului erau la 7 milioane de euro. La cât s-a ajuns acum? Adică ce sumă mai trebuie acoperită ca toate lucrurile să fie în... Vreo 500 de mii de euro, în jur de 500 de mii și... Și e totul pe zero. E totul pe zero, da. Deci nu este o sumă pe care să nu o poată plăti patroni. O pot plăti fără probleme, doar, repet, trebuie să avem aturile necesare pentru a ne propune... Dar dacă ajungeți, de exemplu, europene, în barajele acestea, nu s-a rezolvat în acest sezon chestiunea? Nu, nu se poate. Doar din sezonul viitor. Da. Dar din sezonul viitor credeți că vă veți putea lupta și pentru acest obiectiv? Probabil zilele următoare vom mai avea niște discuții și eu cred că viitorul apropiat se va ieși din insolvență. Ai amintit de această ultimă etapă care a fost foarte interesantă, cu 5 meciuri care s-au jucat în același timp pentru desemnarea formațiilor care mai merg în play-off. Ultimele două locuri din play-off au fost lămurite în această ultimă etapă din sezonul regulat. Emil Boca a avut o răbufnire, a vorbit despre faptul că a fost un meci incorrect, care nu s-a jucat corect la Ploiești, între Petrolul și Șepși. Tu ai simțit că lucrurile s-au desfășurat în regulă în ultima etapă sau în general în acest sezon regulat? Mihai, suntem în 2024. Nu mai sunt timpurile care erau acum 20-25 de ani. Vorbesc despre un premier, fost premier, care putem, primar, care primarul unui oraș foarte important din România. Voiam să fac o paralelă așa și să întreb cum am putea noi, ăștia tineri, care vrem să creștem altfel în fotbal și în viață, cum am putea noi să ne ducem să le spunem unor jucători, bă băieți, astăzi trebuie să pierdem, vom câștiga meciul următor. Păi, peste 3 luni de zile unul din jucători... Avem un conducător din generația nouă la Rapid, de exemplu, Victor Angelescu, care a vorbit despre faptul că între FCSB și Șepși există o astfel de situație. Eu nu cred. Eu nu cred că mai există blaturi în fotbalul românesc. Nu ai cum să te duci să-i spui unui jucător, las-o mai moale meciul ăsta, pentru că peste o jumătate exact de an asta sau un an de zile Angelescu va termina contractul și ce face? Iese și spune în presă, ți-ai compromis toată cariera, toată viața. Dacă apucă să iasă în presă, atunci cariera lui în fotbal este una încheiată, că nu va mai avea acces nicăieri. Și a conducătorilor sau a antrenorilor nu va fi la fel? Îl salutăm și pe Marcel Pușcaș, aflat în legătură cu noi. Bună seara, domnule Pușcaș! Bună seara! Nu reușiți să vă reveniți cu echipa. A fost un nou eșec în această prima etapă din play-out la Ploiești. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Să mai bine. Trebuie să jucăm bine, să facem tot posibil să nu implicăm. Cred că se va...
Da, a venit Nicolo Napoli, s-a sperat într-un reviriment al echipei după instalarea unui nou antrenor, dar vedem în primele lui două partide, a înregistrat două eșecuri. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. E acasă mai mare. De toți antrenorii care au venit într-un zi, în primele două etape, au câștigat în țara asta noastră, în trecut. No, sigur, sigur. Doar că intenția este, când schimbi un antrenor, să se producă așa un reviriment. Poate produce sau se poate să nu se producă, pentru că lucrurile sunt mai complexe, cine și de jucători, cine și de blocaje. Aici este asta. Cred că ușor să nu reveni. Pentru că și ieri m-am uitat peste statistici dimineață și am fost superior la toate capitolele. La absolut toate capitolele. La posesie până la fazeluri ofensive, defensive, fazeluri aeriene. A apărut o relatare în ProSport despre un conflict violent care ar fi avut loc între Albu și Baasa după meciul dintre echipa dumneavoastră și după derbiul Craiovei. Exact. Dacă puteți să faceți ceva, vă rog, cu telefonul ca să vă auzim mai clar. Vă rog. Domnul Trifani este un jurnalist senzațional. Mi se pare că el semnează. Are informații, are surse. Sigur că au fost discuții după meciul cu CSU, pentru că a fost frustrarea mare. Ai condus o primă repriză, ai jucat mai bine, ai pierdut în final. Na. Se întâmplă în orice echipă. E Tani acolo care a fost fotbalist și nu unul oarecare și poate să confirme. De câte ori nu s-a certat el în vestiar, unde a jucat, după înfrângere? De câte ori? De nenumărate ori, vă spun eu. Dani, deci atunci, a de ce facem răspunde. Din țânțar armăsar, de parcă în redacție la ProSport nu sunt scandală sau contre sau discuții aici, pro Daniel, sau contra tu unor să... situații ai putea tu există să în orice loc de muncă lucrurile astea. Bătăi n-am auzit doi oameni, da, dar bătăi da. Oriunde lucrează minimum doi oameni există discuții, oriunde, în orice domeniu de activitate. Și e bine că e așa, pentru că se descarcă și încearcă să fie mai buni. Că așa... După aceea se împacă și tot așa. Sunt colegi de echipă, viața merge înainte. Vreau făcut o mare scandal. Dacă aș fi eu un mic reporter să stau acolo nevăzut în redacție pe la ProSport câte jurături sunt de la unul la altul în fiecare zi și câte invidii și câte bapamătii, da? Și să relatez după aia, băi, am fost în redacție la ProSport, băi, din surse, vă spun sigur, bă, frate, s-a certat Nazare cu Trifan ieri, dă-i, Doamne, iartă, se ia la bătaie pe acolo, pe articole, pe surse, pe ferească Dumnezeu. Daniel zice că totul până... De tehnic, hai să vorbim de șoc în sine, ai adevărat, nu jucăm bine, lucruri care sunt reale. Da, nu, dar... Investiare extraordinar. Astfel de episoade... Probabil că au și ele importanța lor în felul în care curge jocul, că poate... Nu există echipă, colectiv, în care să nu fie certuri. Că-i FCSB, că-i Hermannstadt, că-i Faro. Păi, dacă credeți că toți jucătorii de la Faro sunt mulțumiți și nu se ceartă între ei, că am și eu informațiile mele, și de la o echipă și de la alta, cum și ei au de la noi. Știți că e o vorbă în fotbal. Nu se certe. Nu există așa ceva în lume. Știți că e o vorbă în fotbal. Noi suntem ca o adevărată familie. Nu. Noi când n-avem ce scrie, inventăm. Și ProSportul e campion la asta. Inventăm că da, dacă avem mai mulți cititori. Hai să fim serioși. Daniel. E ok, e bine, dar du-te până la capăt atunci. Domnule, s-au bătut. Ce înseamnă s-a bătut? Cine cu cine? Domnul Pușca, și faptul că ați recunoscut că s-au certat și e o confirmare a relatării din presă. Ce a inventat presa dacă nu ați răspuneți că e adevărat? Păi sunt certuri și cu antrenorii. Bun, și atunci ce a inventat ProSport dacă sunt certuri? Păi felul în care s-a redat. Am înțeles, deci nu s-a relatat... S-a dus spre bătaie, s-a dus spre nu știu de care... S-au certat în vestiar după o înfrângere. Și a stat unul într-un col și celălalt într-un coș. S-au certat, am înțeles. Domnule Pușcaș, echipa dumneavoastră era creditată și chiar și dinspre tabăra dumneavoastră s-a auzit această dorință de a intra în play-off. Și iată, de la o echipă care era considerată cu șanse pentru intrarea în play-off, acum este FCU Craiova este o echipă amenințată de retrogradare. Cât de mari sunt emoțiile pe care le aveți în acest moment? Vreo 3-4 puncte în sus, vreo 3-4 puncte în jos.
Deci orice echipă din play-out care pierde 3 meciuri la rând are mari probleme. Intră în zona nisipurilor mișcătoare. Și invers, oricare bate 3 meciuri, 4 la rând, urcă până pe locul 8. Eu sper că în cele 8 etape rămase să avem și un șir de victorii, cum am și făcut-o și anul trecut și acum 2 ani, și cum ne stă bine din când în când, și să urcăm în clasament. Domnule Pușcaș, suntem noi cei care merită neapărat să retrogradeze. Asta este clar. Aveți o echipă bună, aveți clar o echipă de Superligă, dar trebuie să o și demonstrați pe teren până la urmă. Sunt șocuri și noi ne-am revenit odată cu pierderea meciului de la Rapid, din Giulești, din prima etapă din acest an. De acolo a început un declin. După felul în care s-a jucat acolo, nu știu, parcă s-a turnat plumb în picioarele băieților. Dacă poți juca așa 75 de minute, poți juca cu nu știu cine, bine. Și așa mai departe, inclusiv la Hermaștea, n-am făcut-o rău. Sunt momente în care nu-ți iese. Poate să intre și în vrie, și oricine. Iar și peste noi oare, ca lot, ca și condiții. Da, e clar că aveți un lot foarte bun, dar asta e, trebuie să o și demonstrați. Domnule Pușcaș... Să demonstrăm, de asta discutăm acum și sper să în ultimul ceasul al 12-lea să se trezească și băieții să înceapă să joace. Da, sigur, mai sunt meciuri, mai sunt 8 etape din play-out, aveți timp să lămuriți situația într-un sens pozitiv. Ați invocat mai devreme numele redactorului șef de la ProSport, Andrei Trifan. El este acum, de asemenea, în legătură cu noi, legătură directă. Salut, Andrei! Bună seara, Mihai! Bună seara și invitațiilor și domnului Pușcaș! Bună seara! Andrei, domnul Pușcaș a spus că relatarea din ProSport este una inexactă cu acest conflict care a fost în vestiar după meciul dintre cele două Craiove. Domnul Pușcaș apără interesele echipei pe care o reprezintă acum. Faptul că domnia sa sau domnul Adrian Mititelu neagă anumite lucruri nu înseamnă că ei au dreptate. Pot să reamintesc foarte simplu. Dacă noi eram în vestiar, cine are dreptate? Cine are dreptate? Cine n-a fost în vestiar sau cine expune lucrurile așa cum dorește și le prea un ziarist care n-a văzut și crede pe cuvânt de onoare pe cineva? Dacă am fost acolo. Domnule Pușcaș, cine dorește să vă cadă pe dumneavoastră pe cuvânt? Diferența între mine și dumneavoastră este că eu nu am niciun interes. Dumneavoastră sunteți direct implicat. Aveți un interes să dezinformați. Și ăsta este un interes. Nu avem niciun interes să dezinformăm. Păi cine dacă eu am fost acolo... Vorbiți dumneavoastră după aia și... Să putem să avem un dialog... Mi-a spus cineva o sursă din vestiarul echipei și eu am fost acolo. Eu spun că nu. Și sursa binevoitoare, între ghilimele, e ca și telefonul fără fir. Da? Da. Îți spune jumate de idee sau jumate de frază, vine ziaristul, o umflă, intră pompos și victorios prin redacție, la ce s-a întâmplat la Craiova. Și prea redactorul șef. Domnul Pușcaș, la câte meciuri mergeți? La câte meciuri ați coborât la vestiar? La foarte multe. La echipă. La foarte, foarte multe. Mai la toate. Da. Am înțeles că până acum nu v-am mai auzit spunând că ați fost la echipă. Apropo de asta, când nu am avut plăcerea să discut cu dumneavoastră până acum. Domnul Adrian Mititelu, care neagă această informație, a negat acum ceva timp la un moment dat și faptul că Ricci Grigore nu face parte din lotul Craiovei. La fel a postat pe pagina dumneavoastră de Facebook ziar mincinos, ProSport, dezinformare, nu există așa ceva. Ce credeți? A doua zi, Ricardo Grigore, care atunci era jucătorul FC-ul Craiova, n-a fost în lot. Faptul că anumite persoane care sunt direct implicate în activitatea unui club neagă anumite informații, nu înseamnă că ele nu sunt reale. Dacă ați Nu țin minte episodul, nu țin minte informația asta, sincer să fiu. Da, vă spun. Dar sunt momente în care poate că nu trebuie să spui. Cineva sau nu în lot. Eu sunt convins că și acum este un moment în care, normal, să zicem că aveți dreptate. Ce relevanță are după 10 zile de la meciul cu CSU o astfel de informație? Ați citit articolul pe care l-am scris în întregime? Dumneavoastră ați citit articolul pe care eu l-am scris? Nu prea, recunosc că nu. Am văzut titlul și puțin. Atunci, haideți să vă spun care e problema. Problema este că totul s-a legat de ce s-a întâmplat la meciul cu Petrolul, pentru că și acolo a fost
un scandal pe care l-a realizat toată lumea. De ce credeți? Pentru că au fost urlete și ele nu au mai putut fi ascunse. Da? Ideea este că există o tensiune în vestiar pe care eu o înțeleg atunci când echipa nu are rezultate, dar asta nu înseamnă că noi ca ziariști trebuie să ne ascundem de adevăr. Interesul dumneavoastră este să vă protejați clubul. Ziariști abordează tot deontologic, trebuia să fi venit pe culoarul nostru la Craiova după victoria asupra celor de la Faru cu 4-0 din tur, să vedeți o ședință de, sau să auziți că nu intrați în vestiar, o ședință de o oră și jumătate făcută de Hagi în vestiarul echipei. Nu s-a scris nimic. Dar n-a spus nimic că nu se întâmplă la alte echipe. Apropo de asta, cred că nu există un alt ziar în afară de ProSport care să scrie apropo de Gică Hagi, de ce se întâmplă acolo, de problemele care au fost acolo. Am înțeles, știu blablau de rigoare, îl cunosc de mulți ani. Ce se dorește cu asemenea informație? Ce se obține? Citit. Numărul de cititori crește? A crescut? Aveți vreo... Sau nu e vorba... Să faceți orta? Care e problema? Nu, știți, dumneavoastră ați avut tot timpul un discurs pro-democratic. Da, ați avut un discurs pro-democratic, dar aveți o atitudine ușor așa, de înainte de 89. Presa e liberă și trebuie să informeze. Lumea înțelege ce dorește. Faptul că doi jucători au un conflict în vestiar nu înseamnă nici că e un lucru pozitiv, nici că e un lucru negativ. Dacă eu, ca suport al FCU Craiova, tind să cred că e un lucru pozitiv ca la echipa pe care eu o susțin, jucătorii să se ia aproape la bătaie, să se acuze că nu au dorit să intre în play-off. Am început, probabil că nu erați pe fir, am spus treaba asta, că există în rândul oricărei echipe, oricărui grup format din minimum doi oameni, conflict, atunci, mai ales atunci când lucrurile nu merg bine. Păi da, indiferent de domeniul de activitate, domnule inclusiv Pușcaș, la voi la redacție, dacă intru și aud bârfele de la unul la altul, unul despre altul, și așa mai departe, mă iau cu mâine de cap. Domnule Pușcaș, mă auziți? Da, vă aud. Andrei, am înțeles, dialogul vostru a fost destul de lămuritor. Aș vrea să continui discuția și cu Dani Coman, dacă nu vă supărați. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. O seară frumoasă. La revedere. La revedere. La revedere. Dani, sigur, în fotbal sunt momente tensionate, pentru că uneori sunt eșecuri în acestea în contexte dificile, ești amenințat cu ratarea unui obiectiv și așa mai departe. Chiar și domnul Pușcaș mai devreme te-a invocat la un dat în discuție, a zis cu siguranță și Dani Coman în cariera lui a asistat sau poate a fost implicat în tot felul de momente în acestea tensionate în vestiar. Mai sunt astfel de momente tensionate după meciuri, mai ales după înfrângeri. Dar important este ca aceste discuții să fie constructive. Dacă se va ajunge să se bată doi jucători, e clar că relațiile s-au stricat. Din punctul meu de vedere, nu se mai pot reface. Dacă au ajuns să se bată, nu se mai pot reface. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă s-au bătut sau au avut doar o discuție contradictorie. Probabil domnul Pușca știe mai bine, fiind acolo știe mai bine. Da. E interesant, pentru că Basa este și la final de contract. S-ar putea ca și acest detaliu să conteze. E o problemă la Craiova, pentru că acolo, din punctul meu de vedere, e cea mai mare discrepanță între valoarea jucătorilor și locul din clasament. Da. Dacă e să ne uităm strict pe posturi, au o echipă care este cu mult deasupra locului pe care îl ocupă. Ei sunt cea mai mare dezamăgire. Și au și condiții. Și au și condiții. Așa, bune, problema au o bază foarte frumoasă. Aici e domnul Pușcaș, nu poate să răspundă. Deci și este o echipă bună pe post, pe fiecare post în parte. De ce echipa nu este acolo? Poate că n-a fost bun antrenorul, poate strategia n-a fost bună. Dar faptul că presa relatează, nu știu, dacă Dani Coman se bătea în vestiar cu... Nu știu ce exemplu să dau. Și afla presa, se dădea informația că asta era. Poate au fost suficient de inteligenți că nu s-a aflat când s-a întâmplat. Că se întâmplă lucrurile. De-a lungul anilor și despre Dani Coman s-au mai scris câte una alta de genul. Dar niciodată acesta. În vestiar. Eu nu m-am bătut cu nimeni din vestiar. Păi nu, că e mai bine în vestiar, că nu află lumea. Ți-ai găsit alte locuri. În afară e mai rău. Nu, noi eram prieteni, cel puțin la Rapid. Aveam un grup extraordinar. Deci noi când ieșeam să mâncăm sau să bem o cafea, ieșeam 10-15 jucători.
Vezi, și asta spune ceva, faptul că ei se înseamnă că nu sunt o echipă, da? Că apar discuțiile. Apropo astea de vremurile în care Dani Coman era la Rapid, înainte de emisiune i-am adus aminte despre faptul că am trăit împreună, să zicem așa, sigur, fiecare pe rolul lui, eu am fost comentator, el sigur a fost în poartă, pe teren, dar am trăit o seară minunată în Israel, la Tel Aviv, acolo unde Rapid a obținut o victorie mare în cupele europene împotriva lui Hapoel și este unul dintre meciurile cele mai frumoase pe care le-am văzut cu Dani Coman, că a apărat fantastic. Dar mai mult, Dani mi-a povestit în ce context incredibil s-a întâmplat acea partidă, pentru că ok, e de apreciat să vezi un jucător apărând, jucând atât de bine, dar să auzi și contextul în care, pentru că meciul a avut loc joi, mă gândesc? Era... Da, joi a fost meciul, cu 4 zile înainte, duminică. Am avut un meci la ora 20, seara. La ora 22 am terminat meciul, m-am dus, m-am schimbat, mi-am făcut bagajul și la ora 12 noapte am plecat în Serbia, am făcut în ruptură musculară. Am ajuns, tu la volan, înțeleg. Eu la volan, incredibil, da. Incredibil. Am ajuns dimineață în Serbia, am făcut tratament luni dimineață, luni după amiază, marți dimineață, marți după amiază și am plecat în România. Înțeleg că tratamentul e destul de dureros. Dureros, dar mai conta. Îmi doream și costisitor. Nu mai conta nimic. Îmi doream să joc în Israel, să mă refac. Tu ai plătit din buzunar propriu, înțeleg, acest tratament. Nu, la Rapid plătea domnul Copos. Și când nu plătea domnul Copos, plătea domnul Dinu Vama. Ah, ok. M-am întors miercuri dimineața, am ajuns în România. Miercuri am plecat la Tel Aviv. Am avut antrenament oficial miercuri seara. Am făcut doar prize și câteva plonjoane scurte, joi am avut meciul. Mi-a plăcut și concluzia după tot acest tur nebunesc de care ne-ai povestit, Răzvan Lucescu, care era antrenor Rapidului, ți-a spus, mă, dacă vei continua, adică dacă asta este condiția, să aperi atât de bine, să mergi la Mariana, te mai trimitem la Mariana. Dar Mariana deja e un nume cunoscut în fotbalul meu, văd că și astăzi, după atâția ani, merg fotbaliști, nu? Eu am fost, de două ori am fost acolo și de două ori m-a făcut bine în două zile. Am trimis N jucători. Și toți au avut experiențe pozitive. Toți au adică n-a venit unul să zică, domne, nu m-a făcut bine. Eu n-am auzit. Da, chiar și jucătorii de la Hermannstadt. Spuneai că a fost dureros tratamentul, au fost 4 ședințe. Poți să ne spui un pic cum s-au derulat aceste ședințe și cum s-a derulat întâlnirea cu ea? Când am ajuns acolo, mi-a zis să mă urc pe masă și n-am putut să mă urc. Wow. Nu puteam să ridic piciorul să mă urc pe masă. Și câteva zile după aceea apăra fantastic la Tel Aviv. Nu. După prima ședință mi-a zis, dă-te jos după masă și fă fandări. Și am explicat că nu cred că pot. Dă-te jos de pe masă și fă fandări. M-am dat jos, am făcut fandări, nu mai... Extraordinar. Nimic. Extraordinar. Deci după două zile am venit refăcut 100%. Deci ea pe picior ți-a aplicat da, te conectează la un aparat, nu știe nimeni ce unguent folosește, toți presupun că ar fi ceva, dar nimeni placentă, nu știe. Placentă am auzit de caz. Tatăl Marianei, am înțeles că a fost unul dintre marii chimiști ai Serbiei. Presupuneri sunt foarte multe, dar deocamdată nimeni nu a reușit să facă ceea ce face ea. Dar oricum, și ați văzut, veneau jucători de la Real Madrid, chiar am văzut o poză cu un jucător de la Mioveni, Panait, care a fost acolo și era cu Djokovic. Da, exact. Marele tenismen Djokovic. Da. Deci nu vin doar fotbaliști, vin nume mari. Și că și Djokovic a fost. Da, da, povestea cu Djokovic mi-aduceam și eu aminte, că am citit atunci când s-a întâmplat, am citit relatarea, da. Foarte, foarte interesant. Tu și cu Marius Moldărușanu, care acum faceți o treabă foarte bună la Hermannstadt, desigur că aveți o istorie importantă la Rapid, ați fost acolo când echipa era la un nivel de asemenea foarte bun. Și inevitabil au apărut aceste speculații că viitorul vostru pe termen mai mult sau mai puțin îndelungat e în Giulești. Inevitabil veți ajunge la un moment dat acolo. Fiecare în ipostaza lui. Tu de conducător de club, el de antrenor. Eu cred că la Rapid în momentul de față se face o treabă foarte bună. Începând de la infrastructură, de la investițiile care se fac în transferuri, au tot ceea ce le trebuie să facă performanță. Au stadion nou, au suporteri, au toate ingredientele necesare.
N-ar fi corect să vorbesc despre vreo venire de-a mea în viitor la Rapid. Au președinte, au antrenor, au condiții foarte bune. Dacă vreodată vor avea nevoie de mine și voi fi liber și voi dori să ajung la Rapid, poate că o să vin. Dar deocamdată mă simt foarte bine acolo unde sunt și viitorul apropiat am alte gânduri și alte fel. Înainte de venirea lui Bergodi, l-au solicitat pe Moldărășanu? A fost o discuție, da, mi-a zis Moldă că a fost o discuție cu el, dar nu să vină la momentul respectiv. A fost o discuție de principiu, cum vede el, cum... Deci și el cumva este în radar. În radar, așa, pentru viitorul. Este pentru că a demonstrat că este un antrenor bun, un antrenor de viitor. Cel puțin la Sibiu, ceea ce antrenează și joacă echipa, așa că e normal să aibă discuții și cu alte echipe și să aibă solicitări. Tu ai formulat mai devreme că momentan, sigur că nu ți-ar displăcea o experiență în Giulești, dar momentan ai alte proiecte. Un proiect important despre care s-a vorbit în cazul tău este candidatura la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal. Cum vezi această ipoteză, acest plan despre care s-a... Au fost mai multe discuții în ultima perioadă. Că ar fi bine să candidezi. Dacă mâine ar fi fost alegeri, probabil aș fi candidat. Dar este la fel cum am spus în cazul Rapidului. Deocamdată Liga are un președinte care își face treaba oarecum bine, a obținut bani din drepturi TV, avem o gestionare a situațiilor în prima ligă bună. Nu cred că e cazul să vorbim acum ceea ce se va întâmpla peste 3 ani când sunt alegerile. Dacă la momentul respectiv voi considera că sunt destul de pregătit pentru a candida și voi crede că am șanse reale să câștig, atunci voi candida. Dar spune-mi, crezi că la noi există mentalitatea asta, nu? Dacă ești șeful ligii și aduci banii din drepturile TV, împarți la cluburi, îți oprești comisionul, e cam tot ce înseamnă pentru activitatea ligii. Nu, mie mi se pare că, nu, e mai mult decât atât. Sigur că trebuie să faci și lucrul ăsta, dar trebuie să mai faci și alte lucruri. E adevărat. Și eu cred că aș putea ajuta fotbalul românesc mai mult. Ai spus, Adinaur, că dacă ar fi fost mâine alegerile pentru LPF, probabil că ai fi candidat. Dar, de asemenea, crezi că ai fi avut și șanse să câștigi dacă ar fi fost mâine alegerile? Pentru că, iată, de exemplu, au fost alegeri la Federația Română de Fotbal, deja nu mai are nimeni curaj să se pună acolo cu actualul președinte. Alegerile sunt câștigate cu 120% de Răzvan Burleanu. La LPF crezi că ai fi avut șanse dacă ar fi fost mâine alegerile? Probabil aș fi făcut un sondaj printre cluburile din prima ligă, le-aș fi arătat proiectul pe care mi l-aș dori în viitor și, repet, dacă aș considera că am șanse, aș candida. Dacă nu, nu are rost să plec la o luptă dinainte pierdută. Ați spus amândoi, Adinaur, despre contractul pe care l-a semnat din nou Liga Profesionistă de Fotbal cu deținătorul de drepturi TV. Dar, pe de altă parte, Gigi Becali, de exemplu, a spus că nu este mulțumit de suma care se oferă în acest moment. Ce părere ai de această estimare, de exemplu, a lui Becali, că suma care este obținută de LPF în acest moment nu este una suficientă? Dacă ne raportăm... Apropo, sigur că Becali nu zice că trebuie să obținem precum un campionat din acesta din vestul Europei, dar, zice el, ar trebui o sumă un pic în plus. A zis el și suma care ar trebui un pic în plus. Dacă ne raportăm la ceea ce câștigă din drepturile TV țări ca Bulgaria, Moldova, Ungaria, țările de lângă noi, arătăm foarte bine. Dacă ne gândim la ceea ce se câștigă în Anglia, în fotbalul dezvoltat... Mai este o țară de aici din Est care, unde se plătește mai mult, nu cu mult mai mult, dar mai mult, sigur, e și o țară mai mare decât România, este vorba de Polonia. Polonia.
Dar e adevărat că la raportul între populație, să zicem, zona geografică și suma care se plătește, pare a fi o situație ok în context european. Adică nu stăm rău, într-adevăr, în ceea ce privește suma obținută. Eu cred că în anii următori se pot obține mai mulți bani din drepturile TV. Și sunt foarte multe argumente, dar n-ar trebui mai mult timp să dezvoltăm acest subiect. Dar e clar că se pot obține mai mulți bani din drepturile TV. Daniel, cum vezi această posibilitate ca un mandat foarte lung al lui Gino Ioglescu să, nu știu, să fie pus sub semnul întrebării? Adică dacă va avea un contracandidat precum Dani Coma la alegerile de peste 3 ani, cum vezi? Mie mi se pare că drepturile TV în momentul de față sunt suficiente și spun de ce. Fotbalul trebuie să se schimbe în România ca să ajunge la mai mulți bani. În primul rând, sunt 31 de țări în Europa care au cel puțin o echipă în cupele europene. Noi nu avem niciuna. Nu poți să vii să ceri foarte mulți bani aici la lucrurile negative, că sunt și lucruri pozitive, adevărat. Adică noi trebuie să creștem, să trimitem echipe în Europa, să reușim să ridicăm standardul, pentru că altfel, da, e o competiție populară în România, Superliga. Dar dacă e populară, nu înseamnă că e și bună. Da? Faptul că se uită multă lume, da, toată lumea ține cu Rapid, cu Dinamo, cu FCSB și așa mai departe. Eu vă ascult pe voi și sigur că am prezentat și eu cum văd tabloul european și cum știu că există situația în țările acestea din estul Europei. Pe de altă parte, v-am spus și declarația, v-am adus aminte de declarația lui Gigi Becali, care sigur este o voce importantă, are cel mai popular club din România și atunci mă gândesc că are relevanță și această estimare a lui, că ar trebui niște milioane de euro în plus, așa a spus el. Voi... Da, ideea e că milioanele alea, știi cum vrei, ca la bugetul României, sigur că trebuie mai mulți bani la alocațiile pentru copii, mai mulți bani. Nu, el zice în raport cu... Trebuie să-i și produci, de unde vin. El zice în raport cu produsul, așa spune el. Cum îl raportezi cu produsul? La ce îl raportezi? Ce înseamnă produs? Nu știu, dacă nu joci în Europa, ai un produs bun? El cred că se referă... Sigur că și ce spui tu este important să aibă competiția și o relevanță în Europa, adică prin participarea în cupele europene. Dar el spune că prin impactul pe care îl produce aici, în România, pe piața din România, această competiție... Te referi din punct de vedere al audienței la TV? Așa spune el, da, al impactului care... Nu știu, aici ar trebui întrebate televiziunile dacă într-adevăr fac... Ele sigur că au estimat altfel, dovadă că au plătit... Eu mi-aduc aminte că în urmă cu 7-8 ani, bătaia era nu neapărat pentru bani, ci pentru cota de piață a RCS, Orange și așa mai departe. Da? Ei vreau să-și mărească piața ca să câștige bani. Acum piața s-a stabilizat. Problema e produc bani din audiențele respective? Cred că nu știu. Gigi Becali ar trebui să-l întreb, pentru că el a venit cu această pe televiziune trebuie să întreb. Estimare. Pe de altă parte, Dani, de exemplu, îl vedem foarte des pe Gică Hagi în conferințe de presă, chiar dacă el are de jucat cu Hermannstadt sau mai știu cu cine, inevitabil el aduce discuția la buget. Este obsedat de această chestiune și dorește să facă performanță, și dorește să nu mai dea drumul unui copil precum Mazilu sau altor copii atât de vreme, ar vrea să-i mai țină, ar vrea să-și dezvolte proiectul lui și în general spune despre fotbalul din România, în cupele europene, că ar trebui să dezvolte cu bugete mai mari. Cum vezi tu acest discurs al lui constant? Aș vrea să mai adaug doar și această idee pe care o are el, că Guvernul României ar trebui să cumva să oblige companiile mari, multinaționale, să cedeze un procent din profit sau din cifra de afaceri către fotbalul din România. Sau către sport în general. La ceea ce dezvoltă Gică Hagi la Farul, eu cred că dacă ar avea un asociat puternic lângă el și ar putea să țină jucătorii 3-4 ani de zile să nu vândă nimic, deși, după cum am văzut că în ultimii ani, trebuie să vândă la o vârstă fragedă un jucător pentru a-și face bugetul anului viitor. Repet, eu cred că dacă ar ține jucătoria 3-4 ani fără să vândă, ar domina fotbalul românesc mulți ani de acum încolo. Dar la fel, din lipsa fondurilor. Ceea ce spune Gică, referitor la banii de la multinaționale, sponsorizările, 20% din profit sau 2% din cifra de afaceri, ar fi un lucru extraordinar. Dar nu o putem face noi. Aici trebuie implicarea statului, implicarea guvernului, dar e la fel o discuție amplă, o discuție care
Pe care o vom avea peste 3 ani, poate. Pe care o vom avea și sunt convins că am putea găsi soluții. Da. Pe de altă parte, Dan Șucu a povestit de curând la Antena Sport că el a avut o astfel de discuție cu alți doi parteneri foarte puternici, alți conducători de companii mari din România, deci au fost 3 părți de o parte a mesei și Gică Hagi de cealaltă parte a mesei pentru implicarea acestor oameni la Farul. Și înțelegem din partea domnului Dan Șucu că Gică Hagi era sigur încântat să aibă asemenea parteneri puternici, dar nu vroia să cedeze controlul clubului. I s-a garantat că din punct de vedere tehnic el nu va fi niciodată contrazis, adică tot ce înseamnă decizii din acestea tehnice legate de jucători, de echipă și așa mai departe, ei vor aparține exclusivitate. Dar probabil că el n-a vrut să cedeze pachetul majoritar de acțiuni în club. El a și spus de altfel că a împărțit clubul în 10 pachete, de câte 10% în acțiuni, și ar vrea să aibă colaboratori, dar care să nu fie majoritari. Să fie un echilibru în acesta în club. Păi ca să nu poți să fii majoritar, poți să vinzi 4 pachete de câte 10%. Cam așa, zice el. Cam acolo poți să fii, că altfel n-ai cum. E Ciprian Marica e un astfel de deținător de pachete. Și Rivaldo, nu? Și Rivaldo. Și ar mai vrea să vândă astfel de pachete de acțiuni, dar să nu fie nimeni majoritar. Adică cred că ar vinde și peste 50%. Dar să fie așa feliată povestea. E greu să vină cineva cu bani mulți și să gestioneze altcineva banii. Nu e simplu. Iar și eu mi-aș dori același lucru. Să vină cineva să bage la echipă 10 milioane de euro și o să gestioneze și partea sportivă și financiară. Ar fi simplu, da. Da, e într-adevăr mai greu de realizat. E foarte greu de realizat. Manchester United, cel mai bogat om din Marea Britanie, Jim Ratcliffe, a venit și a cumpărat un pachet de 25% din acțiuni sau ceva de genul acesta. El nu este majoritar, dar are un cuvânt de spus acum în conducerea executivă a clubului. Adică se poate și ceea ce visează Gică Hagi. Există și astfel de situații, dar mai rar, într-adevăr. Și la Craiova, domnului Rotaru, la fel se întâmplă. Da. Da, că înțelegem că mai există un acționar la Craiova. Și la fel. A făcut pachete pe care vrea să le vândă. Da. Apropo de cupele europene, că aici între noi, ok, ne cunoaștem cu tot, dar Hermannstadt ți se pare un nume ok dacă ajunge să reprezentați România în cupele europene? Adică dacă ajunge să jucați cu Schalke sau cu Leipzig și voi veniți cu Hermannstadt, pare că e așa un meci din campionatul Germaniei, adică... Nu ar trebui să fie ceva mai românesc care să reprezintă România în cupele europene? Dacă de va fi să ajungeți vreodată? Hermannstadt reprezintă Sibiu. Iar dacă reprezintă Sibiu, înseamnă că reprezentăm și România. Da, mă gândeam doar la să ar fi foarte frumos, ar fi foarte frumos să ajungem să discutăm despre un meci Schalke cu Hermannstadt. Da. Da, să sperăm că se va întâmpla lucrul acesta, dar am zis să discutăm și lucrul acesta, că e un nume neobișnuit, adică de fiecare dată când auzi reprezentantele unei țări, sună chiar de acolo, știi? Și Hermannstadt sună așa deritoant, ar putea, dacă ajungem cupele europene, să pară așa că e o echipă din Germania. Care știu, dar e denumirea clubului, acum nu se poate schimba. Nu se poate schimba, deși tot vedem că se mai schimbă denumiri de cluburi prin România. Daniel, pe de altă parte, o echipă precum Craiova, care a ajuns în această situație delicată, era și voluntar. Iarăși, părea să fie o eternă echipă. Are, cred că deja un deceniu împlinește de când e în prima ligă din România și nu părea să ai emoții, un lot bun, dar iată că acum este pe loc direct retrogradabil. Eu cred că au fost multe greșeli de management și sigur că Ilie Poenaru ajunsese la un moment dat într-o situație în care nu putea imprima o anumită idee echipe, dar cred că aducerea lui Dică a fost cea mai mare problemă. N-am nimic cu Dică, îl apreciez foarte mult, dar echipa în mandatul lui nu a jucat deloc. La Ilie Poenaru mai jucat ceva, aici n-a jucat deloc. Când a venit Florin Pârvu, iar dacă ne uităm la ocazii, eu nu cred că au avut în cele 7 meciuri cu Dică câte au avut ocazii ieri la Arad. Așa mi s-a părut. 3 bare, 3 goluri. Sigur, au luat și multe goluri, dar a fost altceva. Adică au jucat. Ceva se întâmplă acolo, nu știu, e foarte ciudată evoluția de la un meci la altul. Și deciziile astea manageriale care nu le înțeleg.
Dani, am vorbit despre cupele europene, despre reprezentarea noastră în cupele europene. Tu ai făcut parte dintr-o echipă care a atins apogeul pentru Rapid. Adică sfert de finală în cupa UEFA e ceva fără precedent în istoria Rapidului. A fost sfertul acela UEFA fantastic în compania aia Stelei. Mai visezi meciul ăla cu Steaua? Nu, nu. Nu? Doar meciul de la Hamburg. Ăla îl mai visezi? Îl mai visez, atât. De ce pe ăla? Nu știu. A fost un meci cu o încărcătură foarte, foarte mare. Și țin minte că vorbeam cu domnul Dinu Gheorghe la o anumită perioadă după meciul acela și îmi spuneam, bă, voiam să ne dea gol, să se califice, să se termine odată, că aveam presiune foarte mare. Să știu că s-a terminat, că nu mai trebuie să duc presiunea aia în spate. A fost un meci extrem de frumos, dar foarte greu. Deci eu 2 zile după acel meci n-am putut să fac un antrenament. Deci toate, de la degetul mic până la urechi, toate mă dureau. Incredibilă relatare, da, sigur, a fost o partidă de neuitat și goluri foarte frumoase pe care ați reușit să le marcați și cum ați rezistat atunci în fața lui Hamburg și în apărare. Dar apropo de nemți, atunci Karl-Heinz Rummenigge, care era și este și acum și era și atunci în conducerea lui Bayern, a dat-o pe față, a spus că nu se poate ca prima ligă din România să fie, pentru că voi cu punctele pe care le-ați strâns, voi și Steaua, ați adus prima ligă din România peste Bundesliga. Peste Bundesliga la și Rummenigge a spus că așa ceva este inadmisibil și a apărut această teorie cum că Steaua și Rapid au fost atunci puse să lupte între ele în sferturi, tocmai ca România să nu aibă posibilitatea de a urca în continuare, poate cu ambele echipe în semifinalele cu UEFA. La fel cred și eu, dacă nu ne întâlneam în sfertul acela de cupă UEFA, cred că puteam ajunge chiar să jucăm finala. Eram într-o formă bună atât noi cât și ei. E mult spus că au făcut ei cumva să ajungem să jucăm acel meci. Dar s-au bucurat. Dar s-au bucurat, asta e clar că s-au bucurat. Ce puteam aduce noi într-o finală? Ce suporteri? Ce audiență aveam. Da, ar fi fost o finală totală neașteptată, dar interesantă estimarea aceasta ta, că simți că sportiv... Să nu uităm că noi am câștigat de 2 ori cu Hertha Berlin atunci. Și acasă și în deplasare. A scos-o pe Feyenoord. Scos pe Feyenoord. Am fost la Rotterdam iarăși, te-am văzut într-o evoluție fantastică. Am câștigat la Donetsk, să nu uităm, când a dat Mălderășanu gol. Da. Da, ați avut niște echipe, da. Niște adversare incredibile pe care ați reușit să le depășiți și tocmai pe Steaua ați reușit să o depășiți. Vrei tu să-mi strii seara? Nu neapărat, dar sigur este o amintire foarte puternică, un lucru pe care sigur că visăm să mai vedem două echipe românești atât de bune în cupele europene. Să ne bucurăm dacă vom mai avea o echipă în grupele unei competiții pe europene. Da, ai dreptate că deocamdată vedem și în acest sezon că nu am reușit lucrul acesta. Dar te voi mai întreba ceva legat de acel moment. Te-a deranjat că președintele României a fost la petrecerea învingătorilor imediat după meciul cu voi, la petrecerea Stelei? Nu m-a deranjat și chiar și printre colegii mei nu am auzit să discute despre acel moment. Pentru că el a spus la un moment dat, Traian Băsescu, poate să vină și Rapid aici, dar era o afirmație absurdă cum să fi venit și Rapid la petrecerea Stelei. Probabil dacă noi câștigam, venea și la noi. Da, sau venea numai la voi. Sau venea doar la noi. Da, pentru că el avea o istorie cu Rapid. La Ministerul Transport. Și domnul Geană la meciurile Rapidului și venea chiar și atunci. Da. Și înainte, și Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu, care au fost președinte, premier, și ei au fost atașați de Rapid. Rapid a avut de-a lungul timpului mulți suporteri din aceștia, figuri foarte cunoscute din spațiul public. Cum vezi acum situația de la Rapid? Au reușit să le rupă capul celor de la FCSB, 4-0, și apoi a venit înfrângerea aceasta tocmai în Giulești. Sunt rapidiști care vorbesc despre faptul că pentru că Rapid venea atât de tare din urmă, s-a creat această conspirație împotriva Rapidului. Mă, cum să facem să-i calmăm?
Sunt mulți rapidiști care susțin lucrul acesta. Și s-a creat această poveste cu Liviu Ungurean, cu Daniel Niculae și așa mai departe. Păi și pe teren joacă jucătorii. Da, da, s-a rupt ceva. Ai văzut că și Cristiano Bergodi a vorbit despre lucrul acesta. S-a rupt ceva din magia asta a Giuleștiului și din forța pe care o dădea Giuleștiul echipei. N-au mai cântat... E adevărat, în Giulești, dacă galeria cântă, te ajută enorm de mult. Asta știi, când erau prin Liga 3-a, 4-a, nu prea erau atât de mult suporturi. Ăsta este farmecul Rapidului. Pe mine nu... Cum e, nu mă surprinde cu nimic. Îl iubești și o să nebunești. Învață să-l iubești sau era ceva de genul. Acestea erau niște versuri în acestea și o să nebunești. Adică când ți-e lumea mai dragă, se întâmplă ceva. Și... Eu cred că Rapidul se poate lupta chiar și acum pentru câștigarea campionatului și din punctul meu de vedere au cel mai valoros lot. Și aici mă refer la întreg lotul și la banca de rezerve. Nicio altă echipă din prima ligă nu are banca de rezerve pe care o are Rapidul. Orice jucător care intre de pe bancă poate fi titular fără probleme. E adevărat că au pierdut acest meci, dar nu cred că din cauza la ceea ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare. Sunt momente de gestionat, momente de joc, sunt greșeli care s-au făcut, dar n-are treabă cu ceea ce s-a întâmplat. Daniel, sunt 7 puncte între FCSB, Rapid, Universitatea Craiova, echipele care sunt apoi în clasament. În realitate sunt 8, pentru că FCSB nu a avut nevoie de rotunjire când s-a încheiat sezonul regulat. Mai poate pierde FCSB o distanță? Mai sunt 9 etape în sezonul regulat. 8 puncte avans pentru FCSB. Cum ți se pare această fotografie? FCSB depinde doar de ea și gândiți-vă că în momentul de față cu 9 etape înainte de final, FCSB poate să piardă 2 meciuri în condițiile în care adversarii câștigă tot. De exemplu, cele 2 cu Rapid. Da. Că a tot pierdut. Alea ar să fie, da. Dar să zicem că e acolo egal. Mai sunt, s-ar întâmpla un rezultat egalitate. Mai Rapidul trebuie să mai recupereze încă 2 meciuri. Eu zic că e foarte dificil și vor conta și următoarele 2 meciuri. Dacă FCSB se va impune în etapa a doua și a treia, va fi foarte greu. Apropo de ce spui tu, este interesant și faptul că în virtutea faptului că a câștigat sezonul regulat, FCSB are de jucat cu echipele mai slab cotate în play-off. Adică acum are de jucat cu Farul după ce a jucat cu Șepși. Bine, pe de altă parte, Farul nu pare acum da, e în formă atât de... Da, eu am spus că dacă reușesc în următoarele 2 etape să-și câștige punctele, eu cred că e o opțiune foarte serioasă. Dacă vor câștiga următoarele 2 meciuri, da, e clar că astăzi 90% s-a terminat campionatul. Au cu Farul în deplasare. Deci tu zici că dacă FCSB câștigă următoarele 2 partide... Cred că în proporție de peste 90% campionatul s-a încheiat. Dar nu cred că vreo echipă din play-off va câștiga 3 meciuri consecutive. Da, și asta e adevărat. Da, asta e iarăși o estimare foarte interesantă. Victor Angelescu spune că el n-a vrut să facă cum a făcut Gigi Becali cu voi, adică l-a luat pe Baba Al-Hassan chiar înainte de meciul cu voi. El zice, eu am așteptat să treacă meciul cu Farul ca să vorbesc despre interes, ca să vorbesc public despre interesul clubului nostru, al Rapidului, pentru Luis Munteanu. Și zice el, făcând Gigi Becali treaba aceasta cu Baba Al-Hassan... În aceeași perioadă în care l-am vândut pe Baba Al-Hassan la FCSB, am avut discuții și cu Rapid. Pentru același jucător? Pentru același jucător. Și FCSB a plătit mai bine, să înțeleg. Da. Baba Al-Hassan avea o preferință între Rapid și FCSB? Avea preferința sau la salariu. A contat decizia voastră din punct de vedere al clubului? Nu, noi de fiecare dată am lăsat jucătorul să decidă. Nu, el și condițiile financiare pentru noi au fost mult mai bune de la FCSB și el și-a dorit mai mult să ajungă la FCSB. Pe de altă parte, urmează meciul Farului cu FCSB și s-a speculat că această afirmație a lui Victor Angelescu, vrem să-l luăm pe Luis Munteanu în vară, ar însemna... Adică Gică Popescu s-a arătat deranjat de faptul că Angelescu a venit cu această afirmație, pentru că urmează meciul dintre Farul și FCSB și iarăși pot apărea speculații că Luis Munteanu ar putea juca într-un anumit fel cu FCSB, știind că ar putea pleca la Rapid. Dar de ce ar fi trebuit să ne deranjeze pe noi că s-a discutat cu Baba Al-Hassan sau cu
oricare alt jucător care intră în ultimele șase luni de contract. Pentru că îi rupi din... Nu, asta înseamnă că noi, cei de acolo, nu gestionăm foarte bine situația. Nu suntem capabili. Poate să vorbească și înainte de meci cu două zile. Nu mă deranjează pe mine. Sub nicio formă. Dacă eu cred că pot să gestionez situația cu jucătorul respectiv care a intrat în ultimele șase luni, iar eu nu i-am prelungit contractul, poate vorbi cu orice club. Pe mine nu mă deranjează. Aș vrea să te întreb, că ne apropiem de finalul emisiunii, și de, din experiența ta de portar, avem această situație cu Horațiu Moldovan, care n-a jucat deloc de când a plecat de la Rapid și care este convocat în echipa națională. El a fost titularul în campania de calificare, cu excepția primelor două meciuri, dar a avut un rol decisiv în, sau foarte important în obținerea calificării. Cum vezi această situație din experiența ta de portar, dacă nu joci mult timp, cât de mult te afectează lucrul acesta? Nu va fi simplu. E clar că nejucând nu poate da același randament pe care l-a dat. Este perfect adevărat, a fost unul din artizanii principali în momentul calificării. A apărat extrem, extrem de bine, dar în momentul de față, nejucând niciun minut la Atletico, cred că șansele lui au scăzut considerabil pentru a fi titular. Deși mi se pare corectă decizia selecționerului de a-l convoca. Dar sunt și alți sportari în formă. Niță apără foarte bine în Turcia, Târnoveanu la fel la FCSB și va conta mult ce se va întâmpla. Să nu uităm de Ioani, că și el a fost convocat. Ioani la fel, de când a venit la Rapid, nu cred că a avut vreo greșeală. Parcă joacă mai bine decât juca la Faru în acest sezon. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a apărat. Un portar foarte, foarte bun și echilibrat, atât în teren cât și în afara terenului, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Rapid. Va conta foarte mult ce se va întâmpla în etapele următoare. Daniel, astfel de semne de întrebare, precum cel în cazul lui Horațiu Moldovan, există și în cazul lui Ianis Hagi, care de asemenea joacă rar la Alaves. Radu Drăgușin, acum am văzut că a prins un meci în care a fost titular. Cum vezi, mai ales că sunt și nemulțumiri legate de unii jucători care nu au fost convocați. Mihai Rotaru a vorbit despre faptul că Alex Mitrița a trebuit să fie în primii trei când este vorba de alcătuirea lotului. Eu cred că Mitrița ar fi trebuit să fie în lot din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut mult în ultimele etape. În ceea ce privește Radu Drăgușin și Ianis Hagi, îl ajută un pic pe ei de ultima etapă. Că fiecare dintre ei a apărut... Ianis Hagi a jucat 33 de minute, Radu Drăgușin a jucat titular. Sunt vești bune. E și un meci amical acum, știi, nu l-aș trata foarte important, dar în perspectiva lui Euro... Sunt ultimele meciuri înainte de Euro. Sunt două acum și mai sunt două înainte de Euro, cel cu Bulgaria și cu Moldova, am impresia că mai jucăm. Da, Edi Iordănescu le-a prezentat ca fiind ultima etapă înainte de clarificare. Pentru că acele meciuri cu Moldova și cu așa vor fi abordate deja cu lotul definitiv. Da. Deci, practic, sunt ultimele în care își mai poate clarifica niște lucruri. Totuși e foarte devreme, că mai sunt 7, 8, 10 etape în campionate. Poate Ianis Hagi intră și joacă titular, nu știu. Ne gândim și la varianta. Da, poate Radu Drăgușin rămâne. De la Hermannstadt considerați că... avea vreun jucător loc? Păi nu știu, trebuie să ne spui. Pe noi ne întreb? Păi vă întreb, mă. Eu, de exemplu, am comentat meciul în care Daniel Paraschiv, eu n-am mai văzut așa ceva. Deci cu prima lui atingere la echipa națională a scos penaltii și a doua atingere a transformat, a marcat. Eu n-am mai văzut așa ceva la echipa națională. Și mi-a plăcut foarte mult de Daniel Paraschiv. Pare rău că... Și fundașul dreapta, Mihai Butean? Mi se pare un da, mai ales că noi vedem că cel puțin a l-am convocat la echipa națională pe Manea, care a intrat în ultima etapă de campionat, 88 la CFR. Și de acolo a mai fost luat un jucător. Adică sunt niște semne de întrebare în privința. Sunt niște semne de nostalgie, așa mi se pare mie. Știi, domne, a jucat Manea, a jucat Hagi. Pe Butean l-am apreciat întotdeauna și îmi place cum s-a dezvoltat. Și acum mereu am fost, încă de când jucat la Chindia și... a lui Neguț am fost un fan și acum în meciul ăsta cu... Eu cred că dacă va continua, pasă de gol și gol va continua la fel Mihai Butean, eu cred că îl vom vedea la campionatul european. Deci ai speranță că Mihai Butean... Sau poate are informații. Nu, n-am nicio informație, dar sunt convins că va ajunge. Uite, un fotbalist... Timpul va demonstra. Un fotbalist care cred eu că e în formă și Kipciu, adică... Da, un fotbalist care și de Mitrița, are și experiență. Mitrița, la fel. Da, Kipciu și Mitrița, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie în lot. Eu așa văd. Da, și Nistor face un sezon bun. Sigur, sunt jucători
Și vedem că Șut a fost convocat, de exemplu, doar pentru că s-a accidentat Screciu. Deci dacă își revine Screciu, s-ar putea ca Șut să iasă din schemă. Cum deși, a și fost în... Deși el a jucat bine în acest sezon. Dar reținem acest pariu al lui Dani Coman, care mi se pare foarte interesant, că Mihai Butean va fi în lotul României. Da, e o provocare. Lotul e numeros, adică ar putea să intre. Eu cred că la cum joacă Butean, nu are cum să nu facă parte. Adică nu are... Raportându-mă și la... ceilalți fundași de bază. Ai zis că e în lot, înseamnă că are pe cineva pe postul lui și nu mai al treile. Păi nu, vezi că lotul de jucători de câmp este foarte restrâns numeric. El nu are dar are pe post, are un da, da, el, Edi Orescu, nu poate lua decât 20 de jucători de câmp. Deci, practic, trebuie să aibă 2 pe post. Exact asta spun. Deci, Botean mai are încă unul pe postul lui. Da, un rațiu, să zicem așa. Adică, eu simt așa că în estimarea lui Dani, Butean ar putea să-i depășească pe cei doi băieți de la CFR Cluj care sunt în acest moment, pe Mogo și pe Manea. Da. Cam asta ar fi calculul tău, mă gândesc. Sunt jucători buni, dar în momentul de față niciunul nu este peste Butean. Da, să vedem dacă va merge până într-acolo Edi Ordonescu, pentru că el a dat de înțeles că vrea să meargă cam pe grupul pe care l-a avut în preliminare și Butean chiar ar fi. Și mai putem revelație să vedem dacă Dani Coman e un bun manager, un președinte de LPF, dacă are viziune și dacă vede, îl vede pe Butean la echipa. În alte vremuri sau cu alte persoane s-ar fi interpretat că se face o presiune asupra selecționerului. Nu. Dar nu, ce la, presiune la cum... să faci pe Edi Ordănescu? Ce... Îl cunosc foarte bine, nu există să facă cineva presiune. Deci nu crezi că îl îndoaie cineva? Niciodată. Pentru că uite... Niciodată. La Edi nu există că... Vine Dani Coman și spune, cred că la X. Mihai Mironica a fost foarte bun la antrenament. Nu există. Ce vede el aia face? Asta mi se pare interesantă, această descriere a lui Edi Ordănescu, pentru că Marius Lăcătuș, care are marele regret că acum 30 de ani a fost luat la Mondialul la Fabulos, deși știm cine a fost Marius Lăcătuș în istoria fotbalului nostru și știm ce relație a avut cu Anghel Ordănescu și ce făcea și în acel moment, în 94, că juca la cea mai bună echipă din România de atunci, la Steaua. E bine, și contribuise și el în preliminarii la acea calificare la Mondial. Marius Lăcătuș spune că nu Anghel Ordănescu, ci altcineva ar fi decis ca el să nu meargă la acel Mondial. Deci, pe de o parte, Marius Lăcătuș spune că în cazul tatălui lui Edi Ordănescu ar fi fost posibil ceva de genul acesta, dar tu spui că în cazul lui Edi Ordănescu n-ar fi posibil. Nu, la Edi Ordănescu eu îl cunosc foarte bine, l-am avut antrenor. Nu poți să te duci la el să-i spui... Deși el e un om extrem de corect, iar dacă el va vedea, nici nu-l interesează emisiunea pe care o avem sau că am spus eu de Butean, dacă va vedea că Butean este mai bun decât Manea și Mogoș, cu siguranță îl va chema. Dacă nu, pot să-l aduc eu pe Butean la ușa hotelului că nu-l ia. Dani Coman, Daniel Nazare, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seara de la ora 18 aici la ProSport Live. Să aveți o seară frumoasă continuare.